Fă-t frumos pădurețul. A fost ce a fost, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit. A fost odată, într-o țară îndepărtată, un împărat bogat și cu multă stăpânire. Împăratul acesta avea numai un băiat, pe care îl iubea și el și împărăteasa lui cu toată iubirea unor părinți adevărați. Îi împlineau toate poftele inimii sale, nu treceau într-un nimic peste voința lui și se uitau la el cum te uiți la mândrul soare. Dar băiatul lor parcă nu era și el din viță împărătească. Parcă nu se ridicase în îmbelșugarea și bogăția tătânesu, că nu trăgea neam mare odată cu cap. El, în loc să-și facă treabă cu feciorii boierilor din împărăție, cu feciorii de crai și de împărați din vecinătatea aceea, se întovărășea cu băieții țăranilor și bătea împreună cu ei câmpurile și potecele dealurilor, în jocurile lor zburdalnice, și în loc să mănânce la masa împărătească atătânesu mâncările scumpe ce vor fi fost pe acolo, mânca bulz și păsat pe la casele oamenilor. Mult necaz și multă supărare a pricinuit el împăratului și împărătesei cu această purtare a lui și odată când venise, ca de obicei pe înserate acasă, îi zice mamă sa împărăteasa mâhnită: unde ai fost iarăși, pădurețul mami? Bag seama că nu prea te trage inimioara către casa ta și părinții tăi și către neamul mare de care te ții. Și de atunci pădurețul i-a rămas numele până în ziua de azi. Dar degeaba, căci feciorul nostru nu se îndrepta. Pe semne așa-i spunea lui inima. Așa a fost azi, așa a fost mâine și așa cum vă spusei, a fost ani întregi după olaltă, până a crescut pădurețul mare și s-a făcut un voinic oacheș și rumen, ca un făt frumos din lumea zânelor. Când îl vedeau părinții așa de frumos, li se mai ușura inima și nu își puteau lua ochii de pe el. Dar el era veșnic închis și veșnic fără de voie, parcă dorea ceva despre ce el însuși nu își putea da socoteală. Odată, când vine acasă după mâncare, îi zice maică-sa cu bunătate: îi fi flămând, dragul mamii, și n-a rămas nimic de la prânz să-ți dau. Spune-mi, puiul meu, ce ai mâncat să-ți facă mama ceva pe pofta inimii tale? Fă-mi o pogace, mamă, zise pădurețul, că n-am mâncat de mult și tare dorm e de dânsa. Face împărăteasa o pogăcea, o sucește bine, o înțeapă de câteva ori cu vârful cuțitului și o bagă în cuptor să se coacă, iar ea se duce să-și mai vadă de trebile ei prin casă. Pădurețul se învârtește cât se învârtește prin bucătărie și, fără să aștepte până se coace pogacea, o scoate din cuptor, o pune în traistă și, pe când nu-l vedea nimeni, iese în uliță la drum. Acolo ia un pumn de praf și-l aruncă în vânt și, încotro a dus vântul pulberea, într-acolo a plecat și el. S-a dus pădurețul, s-a mai dus, încotro ducea drumul și încotro îi spunea ochii. Unde l-ajungea noaptea, acolo se odihnea și unde l-apuca foamea, poposea și se ospătea din pogacea ce o avea în traistă. Dumnezeu știe cât va fi rătăcit el așa fără țel în lumea mare, când ajunge odată într-o miriște întinsă și frumoasă, unde era un plug cu 4 boi. Dar ce să vedeți dumneavoastră? Boii mergeau singuri-singurei în pasul lor lin și asemenea duceau brazda în linie dreaptă ca lumânarea și o întorceau la capătul holzii ca cel mai dibaci plugar. Pădurețul se miră de această minune nemai văzută și, neputându-se stăpâni, își zise astfel: Doamne, ce lucru minunat mai e și acesta, că ce-i drept și eu am văzut multe cele în împărăția tatălui meu, dar de o minune atât de mare nu s-a mai auzit. Și tare aș vrea să știu, ale cui sunt aceste holde întinse și acești boi frumoși și înțelepți? Auzind boii cum se dumirea flăcăul, îi zise unul dintre ei: ei, pădurețule, aceste câmpuri, cât vezi cu ochii, sunt ale doamnei noastre din Palatul cel de Aur. Pădurețul își făcu cruce când auzi boul vorbind și se hotărâ să se ducă în urma lor să vadă minunea aceea de palat. Colea spre seară, scot boii plugul, îl pun în car, se înjugă la el și pleacă către casă. Pădurețul o ia încetişor în urma lor
și merg ei cât merg, când ia ca numai că ajung la un palat aurit, așa de frumos cum nu s-a mai văzut nici în vis, d-apoi aieve. Intră boii în curte, trag carul în șură și intră în grajd, tot ei de ei, fără leac de ajutor. Nu trece vreme ca de jumătate de ceas și ia că vin încă 15 care cu câte 4 boi, plini și încornurați de nu-ți puteai lua ochii de pe ei. Aceștia încă veneau de la plug și pe când trăgeau ei carele în șură, ia ca numai că iese afară zâna palatului. O minune de femeie cu fața albă ca spuma laptelui, cu ochi negri ca mura și cu un sân de fecioară, ce-ți răsădea în suflet taine sfinte și nepricepute. Pădurețul a tresărit la vederea ei, s-a apropiat de dânsa și tulburat în suflet astfel i-a grăit. Numai cumva lipsă de slujitor stăpână, că eu m-aș tocmi de pildă la boii aceștia, care, precum văd, nu au leac de îngrijitor. Dar zâna îi răspunse cu glasul ei blând și dulce. Nu te-oi băga, slugă flăcăule, ci te-oi pune stăpân peste palatul acesta și bogățiile lui, câtă vreme vei împlini o poruncă ce-ți voi da. Pădurețul se învoiește și zâna-i dă cheile caselor zicându-i. Ia că, pădurețule, îți dau toate cheile caselor mele, tu găzduiește cum ți-a spune firea ta. Ai voie să le deschizi pe toate, dar ferește-te să deschizi odaia cea cu ușă de ara. Pădurețul luă cheile și rămase stăpân peste palat și tot ce era întrânsul. La început mergeau trebile strună, că pădurețul se deprindea încetişor cu rânduiala acestei gospodării și nu trecea într-un nimic peste voința stăpânei sale. Dar știți dumneavoastră că aghiuță nu doarme. De la o vreme începu a-l râma pe pădureț ceva prin inimă, că oare ce-ar fi nodaia cea cu ușă de aramă și că mare lucru trebuie să fie acolo de la oprit stăpâna să intre vreodată. Zâna palatului pornea de acasă, mă rog dumneavoastră, în fiecare zi de dimineață și spunea pădurețului că se duce la biserică. Dar ea mergea la un lac cu lapte dulce în care se scălda în fiecare zi înainte de răsăritul soarelui și din ce se scălda mai de multe ori în spuma acelui lapte, de ce întinerea mai mult și se făcea mai frumoasă. Odată, când era zâna dusă până în ziua la treblile ei, se învârtește pădurețul pe lângă odaia cea cu ușă de aramă, zicându-și în gândul lui că de ce oare să nu deschidă el acea tainică ușă și că nu-i stăpână acasă să-l vadă. Se gândește el cât se gândește, până odată se repede la ușă, bagă cheia în găurice și scârț-scârț o deschide în lături. Intră în casă, dar acolo pe lângă toată voinicia lui, gata să cadă în genunchi, uimit de ce a văzut. Odaia era mare cât o peșteră și goală ca o pustie și într-un colț al ei era mamonul zmeilor băgat până la grumazi într-o bute legată țapăn cu 12 cercuri de fier. Ah, pădurețule, zice mamonul de colo cu glas blând, dă-mi un pahar cu apă să mă răcoresc o leacă, că mă muncesc de nădușeală în strâmtoarea aceasta și-ți va fi de pomană binele ce-mi faci. Pădurețul se înduioșează de vorbele zmeului și se duce de-i dă un pahar cu apă. Mamonul îl toarnă repede în gura lui cea năzrăvană și îndată ce l-a băut a plesnit un cerc de pe butea în care era strâmtorat. Dumnezeu să te miluiască, pădurețule, dar ce bine mai căzu păhărelul de apă ce-mi dăduși, zise zmeul, că de mult mă frig în această văpaie de chinuri. Fă bine de mai dă un pahar, că mare milostenie o să ai înaintea lui Dumnezeu pentru această faptă. Pădurețul, cuprins de milă, îi mai dădu un pahar. Mamonul îl bău cu poftă și îndată crăpă încă un cerc de pe bute. O, Doamne, dar ce bună mai e, zise zmeul gâfâit. Te rog, pădurețule, pe un Dumnezeu ce ai, să mai dai un pahar, că-i fi fost și tu vreodată frip de sete și fi știin și tu cât de nesățioasă este atunci această băutură ce a dat-o cel de sus tuturor păcătoșilor din lume. Pădurețul, aducându-și aminte că și el e singur în acele locuri și că și el poate pica vreodată la nevoie, îi dă pe rând câte un pahar cu apă și precum golea zmeul paharele,
așa pocneau de pe bute cercurile. Când a băut paharul cel de-al 12-lea, a pocnit și cel de pe urmă cerc. Mamonul a ieșit dintre doage și, întinzându-se odată cu poftă, îi zise pădurețului: „Așa, pădurețule, acum ai bine!" Apoi deschise ușa și o luă pe picior iute ca viscol. Pădurețul rămase cu gura căscată, uimit de vederea zmeului și tulburată în suflet pentru călcarea făgăduinței sale. Căci acesta era, mă rog dumneavoastră, zmeul care voia să fure pe stăpâna palatului, dar zâna izbutise să-l pună în strâmtoarea aceea spre veșnică osândă. Și pe când se necăjea el astfel, începe cățelul zânei a urla, de răsuna palatul și toate câmpurile de jalnica lui tânguire. „Ce boală te mai tângui și tu?" îi zise pădurețul, lovindu-l cu piciorul. „Ei, pădurețule," îi răspunse cățelul, „de acum nu m-o-i tângui, că acum ia că duse mamonul zmeilor pe doamna noastră." Și nu trecu vreme ca de când stau eu aici cu dumneavoastră spunându-vă aceste minciuni. Și într-o clipă pieri palatul cel de aur cu toate bogățiile lui. Câmpurile cele îngrijite se umplură cu scai și volbură și pădurețul se pomeni pe o colină pârlită de secetă cu traisa lângă el. Stete el cât stete în vârful colinei, Dumnezeu știe în ce fel de gânduri, apoi își puse traisa pe braț și, suspinând odată din greu, se coborâ și plecă în lume. Dumnezeu știe cât va fi umblat pădurețul în cele mari pustietăți, fără să știe pe unde trece și încotro are să se ducă în calea sa prăpăstioasă. Destul că întâlnește odată o muiere bătrână ca iarna, slăbănogită și gârbovită de mulțimea anilor. „Bun întâlnitul, maică!" îi zice pădurețul. „De acum de rătăcești și dumneata slabă și bătrână prin aceste pustietăți. Apoi vezi, fătul meu, umblu și eu în treburile mele, bag seama să nu mă afle moarte acasă. Despre partea aceasta te-a miluie Dumnezeu, maică, și-ți va ierta păcatele. Dar te-oi ruga eu pe dumneata să-mi spui, dacă ești din aceste locuri, încotro să apuc spre lumea zmeilor, că nu se află suflet de om care să mă știe îndrepta într-acolo." Bătrâna îl ispitește mai de-aproape și dacă vede că e deschis și bun la inimă, astfel îi grăiește: „Îndurarea lui Dumnezeu e cu tine, fătul meu, de te aduse în calea mea, că eu sunt Sfânta Duminică și cât e lumea aceasta, eu singură te pot îndrepta la locul ce dorești. Dar cale lungă ai să faci până acolo și în primejdii multe ai să-ți bagi capul în acest drum. Apoi de, Maică Duminică, voia lui Dumnezeu e mai presus de toate lucrurile omenești și eu mi-am pus de gând să dau față cu mamonul chiar cu prețul vieții mele, căci de aici, de la inimioară, mă gonește un dor puternic și neîmpăcat." Sfânta Duminică se puse atunci jos să se odihnească și următorul sfat îi dete: „Ca să poți ajunge la mamonul zmeilor și să scapi de ghearele lui, ai lipsă, pădurețule, de calul cel cu 9 inimi de la mama pădurii. Du-te și intră în slujbă la dânsa, ea-ți va da să păzești 3 zile de-a rândul o iapă, care fată în fiecare zi și drept simbrie să ceri pe unul din cei 3 mânji. Dar bagă bine de seamă și alege mânzul cel de-a 3-a zi și n-avea grijă de momelile babe." Pădurețul îi mulțumi Sfintei Duminici pentru bunătate, îi sărută mâna și o luă iar pe picior dus de dorul inimii. S-a dus el cât s-a dus, prin locuri neumblate, prin codrideși și prin câmpii deșarte, când ia ca numă dă peste o biată rândunică cu aripa ruptă, tăvălită în pulbere sub arșița soarelui și friptă de sete. Pădurețului i se făcu milă de ea, o duse și o adăpă și rândunica, prinzând putere, s-a întrămat. „Îți mulțumesc, pădurețule, pentru binele ce mi-ai făcut și să ai noroc în calea în care ai pornit. Ia că îți dau această penișoară de aici, de sub aripă. Ține-o bine și când îi cădea la nevoie, scutur-o și eu îndată voi veni, că cine știe la ce îți voi putea ajuta." Pădurețul, mulțumit rândunicii, puse penișoara bine și-și văzu de cale. A mers el iarăși o bucată bună de vreme, când odată, trecând printre niște locuri râpoase,
dă peste o biată și o pârlă chinuită, cu coada ruptă tocmai de la rădăcini. Pădurețul, milos din fire, o luă încetişor și o băgă într-o gaură, iar șopârla mulțumitoare astfel i-a grăit. Dumnezeu să te norocească, pădurețule, și să te ferească de pacoste în drumul ce faci. Eu ți-o-i da în semn de mulțumită un solze după cap. Pune-l bine și când îi avea lipsă, scutură-l că eu îndată voi veni într ajutorul tău. Pădurețul puse solzul bine și iarăși o luă înainte. Altădată, când mergea pe țărmurile unui râu mare, dă de o știucă amărâtă, uscată ca lespedea și aproape să-și dea sufletul. Flăcăul o duse în apă și știuca, simțind iarăși umezeala, începu să nuate veselă pe lângă țăr. Dumnezeu să-ți plătească, pădurețule, îi zise ea, că mă scosești de la moarte. Ține acest solz de la mine și când îi cădea la nevoie, scutură-l și eu voi veni, că cine știe cum ți-o-i putea și eu ajuta. Pădurețul puse și acest solz bine și se duse iarăși cale lungă, lungă să-i ajungă. Și odată intră numai într-un codru des și întunecos ca fundul iadului și descaperii. Rătăcește el acolo o bună bucată de vreme, până dă de o peșteră mare și groaznică cum nu mai văzuse de când era el. Peștera aceea era, mă rog dumneavoastră, îngrădită cu un gard, din care ieșeau 99 pari înalți, cu câte un cap de om în vârf. Numai un singur par era gol și acesta striga veșnic, cap, cap! Aici ședea, dragii mei, mama pădurii. Pădurețul s-a cam înspăimântat la început de ce vedea, dar luându-și inima în dinți, intră în peșteră și se băgă slugă la babă. Bine, fătul meu, zise mama pădurii, clănțănind din dinți, te-oi băga că chiar mare nevoie am de un slujitor voinic care să-mi păzească o iapă puravă ce am. Anul e de 3 zile și dacă te-oi purta bine, îți voi da simbria cuvenită. Dar dacă te-oi prinde cu ceva, nu-ți va merge bine, pentru că eu așa-s de dată de când mă știu pe aici. Pe când vorbea baba astfel, parul striga tot mai tare, cap, cap, îndreptându-se parcă spre căpățâna pădurețului. În sfârșit, făcură oamenii mei tocmeala să-i deie stăpâna pădurețului drept simbrie un mânz, pe care și-l va alege dânsul, iar el în fiecare zi pe la răsăritul soarelui, să deie bătrânei iapa în seam. A doua zi, scoate pădurețul de dimineață iapa la pășune și nu-și ia ochii de la ea nici cât te-i învârti odată, fiindcă-l învățase Sfânta Duminică și cunoștea el acum măiestriile mamii. Dar bag seamă, așa a lăsat Dumnezeu pe om, slab, că colo înainte de miezul nopții, când cântă greierii mai din adins și broaștele o răcăiesc pe-ntrecute în vreo moncirlă îndepărtată, îl apucă pe sluga babei niște căscături țapene și adoarme ca pământul. Iapa atunci pe picior, printre copaci și peste râpe, cine știe unde și încotro. Nu va fi dormit pădurețul tocmai mult, dar în zadar, căci când s-a trezit după miezul nopții, iapa pierise de parcă n-a mai fost de când lumea și caut-o nene dacă mai știi unde. Dă pădurețul încoace, dă încolo, peste vreascuri și bolovani, peste coline și peste râpe, dar ia-o de unde nu e. Și cum umbla el sărmanul așa mâhnit, frământându-și mintea ce să facă, își aduce aminte de rândunică și scutură penișoara ce avea de la dânsa. Rândunica fundată acolo întrebându-l că ce nevoie l-a ajuns și la ce i-ar putea ajuta. Pădurețul îi spuse necazul, iar păsărica o luă peste vârfurile copacilor, peste stânci și peste văi, pe unde știa ea, și colo despre ziua, ia că-t-o nu mai vine gonind iapa din dărât, cu o ceată întreagă de surori de ale ei. Vezi că mă rog dumneavoastră, iapa se ascunsese într-o scobitură de stâncă și rândunica o aflase acolo. Pădurețul mulțumește rândunicii, ia iapa cu biciul și o duce stăpânii și nu răsărise încă soarele până a și dat-o în seamă. Mama pădurii înholbă din ochi văzând această treabă, mai dădu niște ghionturi iepei și căuta să-și nece mânia în sufletul său plin de păcate. Colo spre seară, ia voinicul iapa iarăși din dărât
și merge cu propus tare să se țină în putere împotriva vrăjmașului de somn. Dar multe își propune omul și cu puține din propusurile sale se alege la sfârșit de vreme. Așa și pădurețul. A dus-o el cât a dus-o, mai numărând stelele cerului, mai fluierând din buze câte o doină liniștită din țara lui. Dar colo după miezul nopții, când coboară luceafărul către scăpătat și greierii își lungesc cântecul, îl apucă niște căscături ca acelea și pace. De-abia se putea ține pe picioare. Moi întinde o leacă că tare s-rup de drumuri, își zise flăcăul în gândul lui. Și cum s-a lungit pe covorul molatec de pajiște, a adormit ca cel ce nu-i pe lume. Iapa atunci o ia prin codru iute ca o furtună năpraznică, de pârâiau vreascurile și scăpărau bolovanii sub copitele ei oțelite. Și se ascunde binișor cine știe în ce înfundătură. Când începe a se răspândi ceața nopții, se pomenește pădurețul, speriat ca cel cu gânduri mari și multe, și dă după iapă. Într-o singură raită ocoli el toată împrejurimea aceea, dar se întoarse iarăși de unde a plecat, cu fruntea sudată de oboseală, fără leac de izbândire. În acea clipă îndoioasă, își aduse aminte de șopârla pe care o scăpase de la moarte și care îi făgăduise ajutor în vreme de lipsă. Ia el iute solzul ce-l avea de la dânsa și îl scutură odată cu nădejde. Și nu trecu vreme de o clipeală până auzi șușuind prin iarbă șopârla noastră de mai înainte. Ce nevoie te-a ajuns, pădurețule? Îl întrebă ea grăbită. Iacă ce și iacă cum, vecină dragă, îi zise flăcăul destăinuindu-și necazul. Șopârla nici nu ascultă vorba cea din urmă, ci o luă la fugă prin găurile ei întunecoase și pe când se albea de ziua, iacă-t-o numai cu o ceată întreagă de surori de ale ei, căgonesc din săltați pe biata iapă, care se ascunsese pe semne în atare găvăună sub pământ, pe unde petrece neamul șopârle. Pădurețul parcă apucă pe Dumnezeu de picior când își văzu iapa, mulțumi șopârle pentru o steneală și o duse spre arătare crâncenei sale stăpâne. Mama pădurii clănțăni numai din dințișori când îi văzu venind și în acea mânie turbată jnăpui de câteva ori iapa cu un par de goron ce avea la îndemână, iar prin creierii trecură gânduri urâte despre acest băiețoi năzdrăvan și isteț. A treia zi după prânz, scoate pădurețul iapa pentru cea de pe urmă oară la pășune și-și propune cu toată tăria sufletului să nu se lase cuprins de acea rușinoasă slăbiciune. Dar iar trece miezul nopții, iar încep greierii a cânta alene și iar îl apucă pe pădurețul niște fiori somnoroși și fără să vrea cade pe iarba amețit. Pentru că, mă rog dumneavoastră, era aceasta măestria babei și oricât să se fi ținut în putere flăcăul nostru nu putea ieși la capăt. Atunci iapa o ia iarăși pe picior și într-o clipă a pierit ca un năluc. Va fi dormit binișor pădurețul, pentru că, pe când s-a deșteptat, cântau rândunelele și se zorea în răsărit. Iute dă el o raită prin tufișurile din prejur, dar orice în lume ai fi dorit găseai, numai iapa ba. Mâhnit până în suflet cum era atunci, își aduce aminte de solzul din urmă ce mai avea de la șciucă. Îl scutură odată cu putere și nu trecu o clipă până-și scoase șciuca capul din pârâuașul de alături, întrebând pe drumeț că la ce nevoie a ajuns și la ce i-ar putea ajuta. Flăcăul îi destăinui necazul și o rugă să-l scoată din primejdie dacă poate. Nu te teme, pădurețule, că dacă-i vorba numai de atâta, nu-i treabă mare. Să fim numai sănătoși și să fie bine în lume și în țară. Și se luă șciuca najosulea iute ca fulgerul de se tulbură apa pârâului pe unde trecea. Cine știe prin ce bălți și prin ce mări va fi umblat șciuca cu surorile ei? De-abia când se apropia răsăritul soarelui, a venit cu iapa udă și flioșcăită ca vai de ea. Pentru că, boier dumneavoastră, această învățată tâlhăroaică se ascunsese într-un colț de mare cine știe la care capăt de lume. Pădurețul, voios, mulțumește știuchii pentru ajutor, ia iapa înainte și pe când ieșea soarele deasupra munților, o dădea băbărcii în seară.
mama pădurii să pocnească de necaz, nu alta, că a scăpat din mână acest bujor de fecioraș, bufneșele câteva ori în coastă pe biata iapă și îi zice flăcăului: "Bine, voinice, ți s-a împlinit anul, te poți duce unde-i vrea, că ai cap învățat, dar alegeți mai înainte din acești trei mânji unul, că pare mi se așa a fost tocmeală. Apoi de, maică dragă, mi-o-i lua pe cel mai slăbuț, că nu prea mare slujbă ți-am făcut", zise pădurețul, punând căpăstrul în capul mânzului de-a treia zi. Baba a pierit odată în spaima ei, văzând că și acum mai știe flăcăul tainele. "Fii cu minte, pădurețule, și nu lua pe prăpăditul acela de mânz", îi zice ea. "Pentru o slujbă ca aceea ce mi-ai făcut, cum pot eu să-ți dau o mârțoagă de cal, că mi-ar ieși în lume vestea dezgârcită și m-ar uita Dumnezeu până aș mai căpăta un slugheș ca tine? Nu-i vezi pășlalți doi cât sunt de trupe și de sprintenei? Alegeți unul din trânsii să nu ieși din casa mea nemulțumit. Să te vadă Dumnezeu, maică, și la bine și la rău pentru milostenia dumitale, dar eu sunt îndestulat și cu atâta. Ca un flăcău sărac, cum sunt și eu, se potrivește mai bine mârțoaga aceasta decât armăsarii aceia sprinteni. Despre această parte nu te îngriji dumneata, că vina mea va fi dacă nu mi-am ales când mi-a fost la îndemână." "Da, bine, fătul meu, prost mai ești de fugi de bine", zise baba. "Bagă de seamă că ai avea nevoie în drumurile tale de un cal de încălecat care să-ți fie și la bine și la rău tovarăș credincios. Și bagă de seamă că mânzul ce ți-ai ales își va lăsa pe la jumătate de drum oasele cu cioarele. Și ți-o spun de pe acum că a doua oară nu te voi mai slobozi în herghelie să alegi." Dar pace de învoire, pădurețul luă mânzul de căpăstru, sărută pe mama pădurii în mână și astfel îi grâi: "Rămâneți sănătoasă, maică! Vă mulțumesc pentru găzduire și Dumnezeu să vă blagoslovească averile și să vă lungească zilele, că eu mă-i trage către coliba mea." Baba făcea spume la gură în mânia ei și va fi început să plănuiască alte meșteșuguri ca să-l răpuie pe bietul pădureț și să ia vestitul cal cu nouă inimă. Dar nici pădurețul nu a stat locului cu mânzul lui tovarăș. Au mers ei din pas numai cale ca de trei împușcături, iar când au cotit după un desiș întunecos, începe mânzul a-i vorbi flăcăului cu glas de om cam în acest fel: "Dumnezeu să te norocească, stăpâne, că mă scosești în închisoarea spurcată în care mă munceam ca vai de mine, că nici nu mai puteam a crede să se afle cineva care cu primejdia vieții să mă scape din zang." Atunci se întoarse mânzul de trei ori peste cap și se făcu nene un șoimulean năzdrăvan, care gândeai că poate cutreiera pământul într-o clipeală de ochi. Apoi zise pădurețului iarăși: "Suie pe mine, stăpâne, și te ține bine, că de aici nu ne-om opri până la mamonul zmeilor, unde știu că te trage inimioară." Pădurețul se cam uimi de aceste lucruri, dar încălecă armăsarul, se așeză bine și unde nu se a zvârli odată calul prin înălțimea cerului deasupra pământului, dezbura ca vântul și nu ca păsările. Și în câteva clipeli de ochi ajunseră la marginea lumii noastre și trecură în împărăția mamonului zmeiesc, lăsând în urma lor pe muma pădurii, stând în capul codrului său și zbuciumându-se ca un vârtej îngrozitor. S-a dus pădurețul cu mânzul său neobosit cât s-a dus prin lumea zmeilor, când într-o zi, cam după amiaz, ia cătă-i numai că ajung la curțile mamonului. "Aici, nu știu cum simțește armăsarul că mamonul nu-i acasă", i-o spune pădurețului și, învățându-l ce și cum să facă, îi zice să intre înăuntru și să iei pe zâna cea frumoasă. Intră pădurețul în palat și cum intră întâlnește pe fosta lui stăpână, gălfezită de necazuri și cu ochii roși de plânsete. Cum îl vede pe pădureț, începe să râdă și să plângă, fiindcă nu știa să se bucure sau să se teamă de această întâlnire. Iar pădurețul, încremenit de frumusețea ei, îi zice: "Vino, stăpână, cu mine." Dar nu îi sprăvi bine vorba până se auzi o pocnitură îngrozitoare de se cutremură palatul până în temelii. Zâna tresări și zise înspăimântată: "Pentru Dumnezeu, vine zmeul!"
era, mă rog, buzuganul mamonului, care de câte ori venea acasă îl zvârlea de câte 17 poște înainte. Buzuganul lovea în poartă cu atâta tărie, de se zguduia pământul și se punea singur în cui. Pădurețul, deșteptat parcă dintr-un somn plin de visuri frumoase, liniștește zâna, ia buzuganul zmeului din cui și, ieșind înaintea porții, îl zvârle cu atâta putere de a trecut pe lângă urechea mamonului 7 poște îndărât. Aha, viteazul meu creștin, zise mamonul auzind zbârnăitura pe la ureche. Nu ți-ai nimerit omul, că chiar pădurețul să fii și te-o-i ajunge. Pădurețul nu mai așteptă nimic, ci luă pe zâna în brațe, se puseră amândoi pe cal și o luă calul la fugă ca un orcan cu mii de aripi către lumea noastră. Abia au plecat ei și mamonul a și sosit acasă. Îi spuse armăsarul său că pădurețul a fost acolo și i-a dus nevasta. Mamonul se puse la masă liniștit și își întrebă armăsarul astfel: mai pot bea o bute de vin până vom pleca în urma lor, murgul meu? Ba nu-i bea nicio picătură, îi zise armăsarul, căci sub dânsii e fratele meu cel cu 9 inimi și ale mele 7 în veci nu se pot măsura cu dânsul. Mamonul mânios îl jnăpuiește de câteva ori și încărecându-l îndată se aruncă turbat în urma pădurețului. Dar în zadar, căci ei abia erau pe la jumătate de drum, când pădurețul și trecuse în lumea noastră, strângând la pieptul său înfocat, pe zâna cea frumoasă, iar zmeul, neputându-i ajunge, s-a întors îndărât. Au ajuns ei la locul unde fusese palatul zânei și, într-o clipeală de ochi, se ridică în acel loc un nou palat strălucit, blănit cu șmalți din soare și pardosit cu marmură și pietre scumpe, cu toate bogățiile cele mai dinainte. Câmpurile se curățiră de mărăcini și se acoperiră cu covoare verzi de semănături grase, cu flori în mii de fețe și păsări cu glasuri atrăgătoare. Atunci îi spuse pădurețul zânei sale că o iubește, iar ea cu lacrimi în ochi îl sărută lung și înfocat, drept răspuns plin de înțelesuri. Iar în inimile lor se vor fi petrecut lucruri pe care tineretul le înțelege și după care bătrânii suspină la marginea vieții lor. N-a trecut apoi multă vreme, mă rog dumneavoastră, până s-au legat pentru vecii acești tineri și au făcut un ospăț ca acela cum, drept să vă spun, nu s-a mai făcut de când e lumea poveștilor. Fostau acolo zâne fermecătoare, surori de ale miresii, fostau feți frumoși cu fețe rumene, fostau crai și împărați cu crăiesele și împărătesele lor din toată lumea, fostau tatăl și mama pădurețului cu toată boierimea țării lor și a mai fost un povestaș mincinos și păgubaș. Și m-am veselit acolo 9 luni și 9 zile și aș mai fi stat dacă nu m-ar fi umplut frica și dorul. Că de o parte mă frigeau la inimă zânele cu ochii lor duioși, iar de altă parte se încrutau la mine feți frumoși când mă scăpam câteodată atrage cu ochiul vreunei zâne fără făt. Eu mai cu minte i-am lăsat acolo și am venit la dumneavoastră să vă spun o drăguță de poveste, cum n-a fost și nu mai este. Că dacă vreți să credeți, iar dacă nu, să mergeți să vedeți că pădurețul și zâna lui, dacă n-au murit, trăiesc și azi fericiți ca îngerii în rai. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!